Bună seara! Cum a învățat soția, scurt și la obiect. Am ajuns și eu în țară aici acum 20 de ani, ca critic de artă, am făcut cunoștințe cu artiști, am vizitat galeriile. Prima dată, un timp la Craiova, după din anul 2000 la Tulcea. Primul contactul meu la galeria aici, pe Europa, a fost Sergiu Ploc, care a avut o expoziție personală și la care am promis atunci să organizez expoziție în Bercea. Atunci, 2 ani mai târziu, am deschis Galeria Cluzia, Galeria de Artă Românească. Acum 2 ani, din nou, Sergiu Ploc m-a invitat atelierul lui nou, care a făcut foarte frumos. Și în atelierul al Sergiu am văzut tablou al prietenului din Republica Moldova. Am văzut primul rezultat al taberei organizat la Nicolae Balcescu și am rămas surprins în calitate. Până atunci n-am cunoscut decât un singur pictor moldovenesc care trăiește la Bruxelles, Ion Chișche, care, în fapt, nu prea lucrează moldovenesc după ce am văzut aici mai târziu. Sergiu Ploc a, în continuare, organizat tot fel de inițiative, împreună cu Memorialul Nicolae Balcescu, Consiliul Județean, domnul Paraschiv, să promovez arte de peste prânt. Anul trecut am vorbit cu Sergiu că aduc expoziție de la al doilea tablă de la Memorialul Nicolae Balcescu la mine în galerie. E de Crăciun am făcut cunoștință cu niște artiști. De primul că mă urma cum făceau niște tablouri monumentale la domnul Sofian. Și am făcut o vizită la Memorialul Nicolae Balcescu. La mine, a fost niște atine, în afară de Sergiu Ploc, a fost artiști ca Stefan Coma, Ciumeica, Arcadie Ralian, Chisrițe. Am vorbit cu ei despre viață, despre arte. Am mâncat cu ei și mai mult am mult cu ei. Am rămas surprins de niște autori foarte buni în această expoziție, Sitar și Anatol Timpul. Și am rămas și surprins când am văzut aici, de Paști, expoziția la elevii al Anatol Timpul. Pentru elevi de la liceu era o expoziție extraordinară. N-am putut să-mi imaginez că era capabil elevi de la liceu să ajungă la această calitate. Și mă bucur că Sergiu nu evită decât artiștii de la UAP, mai în vârstă, decât lucrează și cu ala mai mici. Să aibă și ei contacte internaționale. Acum, Sergiu a organizat o tabără cu Academia de Arte din Chișinău. Din nou contacte, fi și afară, cu arte din Republica Moldova. Acum, când am deschis galerie, mai trecea un om în vârstă, un pictor, la mine, în Ham, care zice, în România să mai picteze. Și în Republica Moldova e clar că se mai picteze. Cât mi se pare că, după ce am văzut, că am rămas, nu știu de ce, din cauza că au avut comunismul care a fost aici și guvernul care e acum, că mai sunt puțin cu minte așa. Mai ales să ai mai mult curaj. Eu am văzut un stil de realism, expresionism, luminism, impresionism, un mic încercare să lucrez cu alte materiale în afară de ulei pe punță. N-am văzut prea multă abstracție. Am văzut peisajele care referă la tradiție, la țara ei. Acest se vede și asta în România, mai cum mai tradițional ca în România, cred. Am surprins din culoarea tare care folosește, cu foarte mult lumină, sau alt tablou cu tonalitate mai închis. Și decât niciunde aici, la un tablou de la Republica Moldova, am văzut un tablou cu niște critică, niște critică sociale. Asta și cred că mai are să facă chestii din asta mai dure, să fie mai dur, că arta trebuie să fie dură. Arta are să spună la lume ce se întâmplă într-o țară. Și dacă ascult muzică de la Republica Moldova, ca
82. La asta găsesc și atunci cred că Victor din Republica Moldova mai să fie mai mult 82. Așa sunt și acum în Belgia și în altă țară europeană. Au apărut și români tineri care au curaj, care face chestii experimentale și care au foarte mult succes. Mă bucur că aici, la Vâlcea, Sergiu Pop s-a pus un vis să facă promoție de artă moldovenească. Nu l-a trecut aici, decât le face și internațional, a fost cu prima dată, a fost în Italia, în Sicilia, a fost acum în Belgia. Atunci, am rămas curios ce se mai întâmplă la Chișinău și într-o săptămână vreau să plec și eu la Chișinău. Un prieten, alt prieten bun, Gigi Ga, m-a întrebat, bă, ce cauți tu la Chișinău? Am zis, cultură și băutură. Și sper că fac cunoștință cu toți profesorii de la Academie de Artă care sunt acolo, că mă ved din nou cu artiștii care au fost la mine. Și în afară de asta, îți doresc mult succes cu Sergiu și partenerului, ca unul parasit, ca membrul Nicola Bacescu și consiliul județean, cu toată inițiativa în care mai organizează Biblioteca Județeană, care nu e prima dată că aici Sergiu expune expoziții. Atunci, dacă am terminat expoziție, decât cred, urmează pe 15 august o nouă tabără, atunci și sper că artă moldovenească ajungă și la Vâlcea Mare, nu decât la Vâlcea, în România și în toată lumea. Mulțumesc!